Neața, astăzi este 6 decembrie și începem un nou vlogmas. Sunt puțin pe grabă. Astăzi o să mergem la țară și am câteva chestii de rezolvat înainte să plecăm. Și de asta mă grăbesc puțin. Dar totuși am zis să deschid camera să vorbesc puțin cu voi. Pe fundal sper că n-auziți laptopul meu. Mi-am aplicat fondul ăsta de ten de la Revlon. Bine, BB cream-ul de la Revlon și vreau să vă arăt ce mi s-a întâmplat ieri seară. Nu știu exact cum, nu știu dacă azi noaptea s-a întâmplat sau ieri când am pus bradul, deci am avut pe mâna asta un inel și s-a întâmplat asta cu el. Și a căzut și o pietricică de aici. Da, deci nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, adică și am încercat să-l îndrept, dar nu mai pot, nu știu ce s-a întâmplat cu el, a luat o raznă. Acolo vedeți geanta mea de cameră, nu știu dacă o să iau, dar nu cred, cred că o să iau camera, oricum o să iau camera cu mine și o să filmez. Deci trebuie să rezolv niște chestii acum repede și după mergem să ne întâlnim cu familia, mergem la căței. Da, așa mă dau și cu anticearcăn, stați că nu știu dacă la... Deci eu aici am două anticearcăne, am unul care este gol și unul care este început, deci trebuie să-l arunc pe ăsta că ăsta e gol, da? Să beau și puțin apă pentru că am băut cafea și eu întotdeauna când beau apă, beau și cafea. Pentru că cafeaua deshidratează foarte mult și mă ia așa puțin abețeala dacă nu beau apă în timp ce beau cafea imediat. Oricum eu dimineața când mă trezesc am încercat și încerc să mă obișnuiesc să beau un pahar cu apă pentru că este sănătos și pentru că este sănătos să bei un pahar cu apă. Bine, nu beau așa, îl dau pe tot, dar beau, adică, da. Așa, și acum aștept un Glovo. Am înțeles că Glovo, de aici din oraș, sunt Glovo. Curiere Glovo au câțiva, nu știu dacă toți, sunt îmbrăcați în costume din astea de Moș Crăciun, lucru care mi se pare foarte drăguț. Mai ales acum în perioada asta, eu zic că avem nevoie așa de un zâmbet în plus, trebuie să... Da. Și săptămâna asta, cred, sau nu știu exact, săptămâna viitoare, oricum, într-un vlog, am de gând să filmez și luminițele, pentru că nici eu nu le-am văzut luminițele din oraș. Mi-ar plăcut să putem să ieșim noaptea, pentru că atunci era cel mai bine, era și liber. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Asta e. Mergem într-o seară. În seara asta cu siguranță nu, pentru că e duminică și e și Sfântul Nicolae și chiar la mulți ani, Nicoletelor, dacă sunteți. Și mă gândesc că fiind sărbătoare și așa, o să iasă toată lumea să vadă beculețele, așa că astăzi sigur nu. Se tezi pleapa cu pudra asta de la Rimmel London, da? Telefonele aici, să văd dacă sună. Nu stă sună. Și asta sună, da. Și cam atât până acum. Aseară am editat clipul, vlogmasul, și mi-am făcut și poza de thumbnail, așa că pentru astăzi este clipul pregătit. Eu nu știu dacă v-ați dat seama, dar eu am început aproape să postez în fiecare zi. Pentru că, sinceră să fiu, mi se pare mai ușor să postez în fiecare zi decât să postez la două zile, pentru că, nu știu, în primul rând se adună foarte mult, dacă filmez în două zile, se adună foarte mult material și stau mai mult la editare și, în al doilea rând, o să iasă un clip foarte lung și nu știu dacă lumea în perioada asta are chef de clipuri foarte lungi, pentru că eu deja am rămas în urmă. Mă uit la YouTube, la Vlogmas și am rămas în urmă cu vlogmasurile pentru că, efectiv, nu am timp când să mă uit, adică nu mai am când să mă uit și la ele. Și a rămas în urmă cu câteva, dar oricum eu le recuperez, eu mă uit, nu? Și de obicei mă uit când, fie atunci când fac mâncare, fie când fac chestii din astea prin casă, gen fac ordine, curățenie și așa, las așa fetele pe fundal și eu îmi fac treaba, dar da. Cam asta e treaba. Îmi fac sprâncenele carioca astea de la Essence, carioca ce s-a dovedit a fi utilă într-un final, pentru că nu-mi place deloc să o folosesc pentru linia de tuș.
Dar vedeți că i-am găsit o întrebuințare. Da. Afară e o vreme foarte urâțică. Nu-mi place deloc vremea. Din ultima perioadă mă enervează că nici nu plouă, nici nu ninge, nici soare nu e. E așa o incertitudine meteorologică din asta foarte urâțică și nu-mi place. Astăzi am început să beau cafea, ieri n-am băut. Pentru că am citit eu pe net că după detartraj trebuie să... Bine, doamna doctor nu mi-a zis treaba asta, dar eu fiind o paranoică, am căutat pe net și am găsit că nu trebuie să consum cafea și chestii care ar putea să... Mă uitam acum, care ar putea să păteze dinții. Așa că ieri n-am consumat și vreau să vă zic că ieri am fost foarte, nu știu, pe altă planetă. Eu beau cafea de foarte mulți ani, nu știu, de cred că la 14 ani sau ceva de genul, lucru, nu știu, chiar nu e ok, dar știu că nu e ok, dar de foarte mulți ani, deci la 14 ani, cred că de 13-14 ani beau cafea, de mulți ani. Și nu neapărat că n-aș putea să mă las de cafea, de băut cafea, pentru că am avut o perioadă în care nu mai beam, dar aveam niște dureri de cap îngrozitoare, așa că nu. Dar ieri mi-a fost foarte, vă ziceam că ieri mi-a fost foarte greu fără cafea. Adică am fost toată ziua foarte, foarte mole și de mă machiez în oglinda asta mică de la Costinești. Am fost foarte moleșită toată ziua și foarte leșinată așa. Și mi-era și... Deci mie, eu nu cred că sunt dependentă de cafea, cât sunt dependentă de... Nu știu, e pofta aia de cafea, adică nu e... Mie de obicei și când mi-e poftă de ceva, indiferent de ce, nu știu, mi-e poftă de ceva și așa, începe să mă doară capul, să mi se facă rău, să mă ia cu leșin. Da, eu oricum, de fel, nu știu, sunt foarte pofticioasă, adică dacă văd ceva sau dacă văd pe cineva, eu, de exemplu, nu pot să mă uit la emisiunile, clipurile cu mâncare, deci nu pot să mă uit la emisiuni, de exemplu, la Masterchef sau la Chef la Cuțite, nu știu exact care cum, dar nu pot să mă uit pentru că nu știu, mi se face rău. Eu nu știu dacă mai e cineva ca mine, dar deci nu pot, cu toate că aș vrea din tot sufletul meu să mă uit la emisiuni de genul și mai era pe TLC o emisiune, tot așa, cu mâncare, TLC parcă, da? Parcă așa se numea, nu? Era un post din asta cu multe emisiuni, așa, și dintre care aveau și o emisiune din asta cu mâncare și așa, cu niște dulciuri, parcă, sau nu mai știu exact ce făceau oamenii acolo. Și efectiv, deci nu pot să mă uit, adică, nu știu, simt că mi se face rău, simt că mă apucă, nu știu, nu știu, mi se face foarte, foarte, foarte poftă și pur și simplu nu pot, deci nu pot. Pot să mă uit la orice altă emisiune, dar la emisiuni cu mâncare nu pot. Nu știu dacă sunt singura persoană, eu nu mai auzit pe nimeni să aibă problema asta, în afară de mine. Deci, nu știu care e chestia asta cu... Deci eu și apă, dacă văd, eu sunt foarte, foarte pofticioasă, eu și apă, dacă văd apă multă într-un magazin, dacă văd sticle așa multe, multe de apă, instant mie mi se face sete. Uite, așa cum că am zis de apă, mi s-a făcut sete. Da. Și, de exemplu, și la, nu știu, la 12 noapte, dacă văd o reclamă la cafea sau ceva foarte așa, imediat mi se face poftă, imediat vreau și eu, sau nu neapărat cafea. Orice chestie. Deci așa, dar eu așa sunt de, nu știu, cred că de când eram mică, așa sunt. Sau dacă, de exemplu, mă uit la, mai sunt clipurile alea cu mâncare, cu oameni care mănâncă în clipuri și așa, Doamne ferește, deci nu pot să mă uit, nu. Nu pot, mi se face rău. Mi se face poftă, foarte, foarte poftă și, nu știu. Da. Mă gândesc să mă dau și cu tuș, dar nu cred că am răbdarea necesară să fac față unei linii de tuș. Deci, da, despre asta vă ziceam, despre mâncare, că pe lângă faptul că sunt o gurmandă, dar îmi și place să gătesc, adică îmi place să experimentez, așa. Singurele chestii la care nu prea m-am băgat eu așa și
Nu știu de ce exact, probabil pentru că mă sperie gândul că vai, e greu și așa. Prăjiturile astea așa mai complicate, mă dau cu rimelul ăsta de la Catrice. Sunt prăjiturile astea mai complicate, gen amandină. Deci astea sunt singurele chestii la care nu m-am băgat încă. În schimb, fac din astea așa. Da. Și asta este treaba. De asta zic, eu dacă aș asimila tot ce mănânc, nu știu, cred că ar fi o mare problemă. Cu toate că în ultima perioadă mi se pare că am mai pus vreo 2-3 kg și aș vrea să le dau jos, dar mai ales în perioada asta de Crăciun, deci nici nu mă gândesc. Vreau să începusem într-o perioadă să fac sport, făceam niște exerciții cu Pamela de pe YouTube, cred că toată lumea o știe oricum, și începusem să fac niște exerciții cu ea, am făcut un timp și după nu știu ce s-a întâmplat, n-am mai făcut. Dar, da, eu am observat că, nu știu, corpul meu, aveam o perioadă în care mă duceam și la sală, cred că acum vreo 2 ani, și organismul, corpul meu reacționează foarte bine. Adică eu, de exemplu, dacă mănânc 2 zile mai light, așa, adică, nu știu, dacă, nu știu, de exemplu, că nu mănânc așa cum ar trebui și neglijez treaba asta și doar mănânc așa, ciugulesc, imediat slăbesc, adică nu știu. Că vine cu... Alo? Gata, haideți că îmi termin și eu machiajul, mă îmbrac și plec și ne auzim puțin mai târziu. Ajuns și acum probabil o să mâncăm foarte mult și după o să stăm. Uitați ce floare frumoasă așa. Am niște palmieri din aia, sper ca într-o bună zi se facă și ei așa mari. Și pe mine puțin, în sfârșit vorbesc cu voi, stai să-mi dau microfon așa mai sus ca să mă auziți cum trebuie. Sunt puțin înfrigurată, nu știu exact de ce, pentru că probabil am stat într-un loc. Bine, de când am venit astăzi, am ajuns acasă pe la vreo, nu mai știu, de la ceas, vreo 8, am fost toată ziua plecați, dar nu mi-a fost frig, dar nu știu exact de ce m-a luat așa un brr. Și până acum am tot uitat pe, este unul fără ceva, cred că. Ah, eu vorbesc fără microfonul pus, ceea ce mi se pare genial. Stai să pun microfonul. Gata. Acum cred că chiar m-au zis mai bine și nu știu unde se duce focusul. De ce se ducea focusul acolo? Ca și cum era o față. A fost foarte dubios. Așa, și ziceam că am ajuns acasă pe la vreo 8, sunt tare, tare bucuroasă. Nu știu dacă acum, în momentul ăsta, mai ninge, dar mai devreme ningea atât de frumos. Era exact ninsoarea aia pe care o vedeam atunci când eram copii și am avut așa un fel de bum, bum, de, nu știu, ca și cum s-au activat toate amintirile din copilărie. Deci, am ieșit afară, nu știu dacă se vede, dar ninge, ninge așa de frumos. O să încerc să, nu știu, să dau zoom încolo spre lumină ca să vedeți. Uitați-vă cât de frumos ninge. Cred că e 11 seara sau ceva de genul. Oricum o să vorbim mai multe când o să intru în casă. Este practic cred că a doua zăpadă. De fapt nu, cred că e prima zăpadă serioasă pentru că cealaltă a fost așa, mai mult un fel de ploaie cu gheață. Dar da, uitați-vă cât de frumos.
și filmez acolo în partea aia unde e lumina, pentru că dacă mă duc așa nu se mai vede nimic. Gata, mă duc în casă, că e foarte frig. E foarte, 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 foarte frig. M-a nins pe păr. Probabil dacă sunteți de vârsta mea, țineți minte zăpezile alea care erau când eram noi copii și, Doamne, deci erau, țin minte că a fost într-un an, cred că prin 2000, oricum știu că s-au închis și școlile atunci, cred că prin 2010 sau 2009, ceva de genul, acum foarte mulți ani, adică acum aproape, acum vreo 10 ani, da, acum vreo 10 ani, 11 ani, cam așa. Era o zăpadă, deci nu știu, cred că vreun, nu, un metru, ba da, erau și din asta de un metru, adică era foarte, ningea foarte, foarte, foarte mult și oricum când eram eu mică începea să ningă din noiembrie și se oprea în ninsoarea, se oprea în februarie sau ceva de genul. Și în seara asta văzând zăpada aia așa și cum ningea așa de des și așa de frumos, mi-am adus aminte de zăpezile alea mari din copilărie și vai cum ne mai jucam cu Sania. Și deci era superb, nu știu, chiar mi-e dor de zăpada aia foarte, foarte mare. Ce-i drept am văzut când am fost la munte, dar nu știu, parcă nu e același lucru. Se vede așa străzile pline de zăpadă și copii care se joacă cu sânile și țin minte când eram când eram la școală în generală, erau bătăile alea cu zăpadă, cu bulgări, vai, deci mi-era așa de frică de bulgări aia. Știu că băieții se băteau întotdeauna cu bulgări și așa și mai aruncam și noi fetele. Da, era distracție, era foarte frumos, nu știu, chiar îmi e dor așa de momentele alea cu, nu știu, de zăpezile alea așa mari, dar gândindu-mă așa în trecut, dar acum dacă stau și mă gândesc așa, nu cred că mi-ar mai plăcea să fie zăpadă din aia multă, pentru că după aia o să fie mocirlă de aia urâtă. Dar da, erau iernile foarte friguroase și geroase chiar. Țin minte că ni se punea așa dimineața când eram la școală, ni se, nu știu, punea așa ceva pe gene, ca un fel de, nu știu exact ce era aia, promoroacă, ceva de genul, dar era foarte, foarte, ajungeam la școală cu genele și sprâncenele ude, pur și simplu. Și da, erau niște zăpezi foarte mari și frumoase. Era foarte frumos, ce-i drept, adică am și niște poze. Pentru că da, toată copilăria mea a fost plină de zăpezi din alea, de nămeți, practic, că nămeți erau. Și țin minte că ieșeam și ne plimbam cu, ne jucam cu Sania, era foarte, strângeam foarte mulți copii și ne jucam. Și am o amintire pe care n-o să o uit toată viața, prin generală, da, în generală, în 1-4. Vă ziceam că mi-am adus aminte de, am o amintire foarte, foarte frumoasă din generală, din 1-4 mai exact, cu domnul învățător care ne-a plimbat odată cu a legat săniile, pur și simplu, una de alta așa, și a legat săniile de mașină. Și ne-a tot plimbat așa cu sania și cu săniile și cu mașina. Deci a fost foarte, pentru noi era ceva wow. Bine, mergea foarte încet cu mașina, nu vă gândiți că nu era nimic, n-a fost nimic periculos. Dar da, a fost, nu știu, asta e o amintire pe care nu o să o uit toată viața. Da, domnul învățător, care din păcate nu mai este printre noi, dar da, este o amintire foarte, foarte frumoasă. Și de asta vă ziceam cu zăpadă. Oricum, eu vorbesc acum din așa pentru că n-am nicio speranță că o să se așeze ceva zăpadă sau ceva de genul. Ultima zăpadă, cred, nu știu, care a fost așa mai măricică, a fost acum vreo 5 ani, 6 ani, cam așa. Să mă gândesc. Cred că vreo 6 ani, cred că prin 2014, parcă. Mi-aduc eu aminte așa că a fost ultima zăpadă mai serioasă. În rest, numai din asta așa, atât, nici măcar atât. Deci, da. Da, asta e. Sunt frumoase și iernile astea cu temperaturi de 10 grade, dar
Dacă n-aș fi avut niciodată parte de ierni din alea cu multă, multă zăpadă, probabil aș fi fost obișnuită cu iernile astea așa călduroase și nu mi-aș fi dorit niciodată zăpadă sau probabil. Dar bine, acum mă gândesc că sunt oameni care n-au văzut niciodată zăpadă și și-ar dori să vadă zăpada, deci da, e posibil să-mi fi dorit să văd zăpadă. Na, nu știu exact. E foarte târziu și vorbesc mult. Da. Da, astăzi am depănat așa câteva amintiri din copilărie. Mă gândeam, acum mi-am să aminte cu zăpada asta, mi-am să aminte și de zilele în care mergeam, zilele. De fapt, noi mergeam la colindat în ajunul Crăciunului și ne strângeam foarte mulți copii, adică vreo 30-40, și mergeam la colindat. Da. Și țin minte că stăteam până târziu, pe la vreo 10-11, cam așa seara, și a doua zi era Crăciunul. Da. Da, vremuri frumoase. Gata, o să fac încheierea acestui vlog. Deja am vorbit foarte mult, din nou. Din nou am impresia că o să iasă un vlog scurt, dar o să văd eu la editare. Nu știu, cred că o să mă apuc să-l editez din seara asta. Da, este unul. Noaptea. Dar cred că o să mă apuc să editez puțin din el în seara asta sau nu știu exact, că mi-e puțin somn. Sau mâine dimineață mă trezesc mai devreme și le editez sau mâine, nu știu. Da, vă mulțumesc că v-ați uitat și la vlogul acesta, vlogmasul acesta, și vă mulțumesc că sunteți aici și aveți grijă de voi și vă pup și ne vedem mâine sau poi mâine. Nu mai știu că am zis că postez o dată la două zile, nu. O zi da, una nu și acum nu știu ce tot fac. Gata, ne vedem mâine sau poi mâine sau zilele astea. Vă pup!